Daniel Văduva este invitat astăzi la Vieți Transformate. Cu toate că a crescut într-o familie de oameni cu frică de Dumnezeu, și-a ales drumul singur în viață. Daniel, ai ajuns în Bucluc, ai ajuns în penitenciar, ai ajuns în probleme din cauza alegerilor pe care le-ai făcut. Spune-ne, te rog. În mare parte, da, pentru că nu am vrut să ascult. În anul 2009, printr-un frate, să spun așa, mi-a vorbit Dumnezeu să mă întorc la El și datorită faptului că nu am ascultat, a trebuit să trec prin grele încercări ca să ajung să Îl caut pe Dumnezeu cu adevărat. Spune-ne, povestea vieții tale. În anul 2009, cu mai mulți prieteni, aflându-mă la mine, în cartier, eu provin dintr-o familie foarte bună. Am crescut într-o familie bună, cu un anturaj rău. Bunica mea a plecat din această viață. Ea cred că s-a mai rugat pentru mine. Ea a fost de religie baptistă. S-a rugat foarte mult pentru mine. Am făcut prostii, să spun așa, de mai mic copil, dar crescând m-am mutat în alt cartier și viața mea s-a schimbat total. Am început să mă droghez, am început să beau, am început să fac lucruri foarte murdare, să spun așa, înaintea lui Dumnezeu și chiar poate acum, dacă aș da timp înapoi, poate aș face lucrul ăsta să mă întorc înaintea lui Dumnezeu, să mă recunosc și să îmi cer iertare față de El pentru tot ce am făcut și, sincer să spun, aș fi vrut sau aș vrea și acum, dacă ar fi oportunitatea, să pot să dau timp înapoi și să fac alegerea potrivită. Deci dintr-o familie bună, un anturaj rău. Anturajul ți l-ai ales. Familia nu alegem, deci familia în care ne naștem ține de alegerile noastre, dar anturajul ține de alegerea ta. Da. De ce ai ales un anturaj rău? Și când ți-ai dat seama că este rău anturajul? Am văzut că anturajul este rău, adică vedeam pe zi ce trece că anturajul este rău, dar nu mai puteam să fac față, pentru că deja mă stăpâneau alte lucruri și nu mai puteam. Eu vroiam în sinea mea, în lăuntru meu, vroiam, dar ceva îmi spunea nu, e bine, mergi mai departe și, din păcate, a trebuit să trec printre cele mai grele penitenciare din România ca să pot să... Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Deci ai început să consum droguri? Ai început așa, tot cu prietenii, cu anturajul? Da, a fost un anturaj. Am început să furăm, am început să facem lucruri foarte... Și prima dată când ți s-a spus, hai la furat, nu? Nu ți s-a aprins un beculeț roșu? Cum să merg la furat? Nu mi s-a părut o chestie, că prima oară nu mergeam eu să fur, mergeam cu alții. Până dai de gustul banilor și când dai de gustul banilor, atunci vrei tu, că altul nu poate să fure pentru tine, cum este. Și atunci, clar, te duci și întinzi mâna și câteodată mai erau momente când ne vedeau, strigau după noi, fugeam și sunt lucruri care mă doare când mă aduc aminte de ele și... Ce ai furat? O bancă, pădurile României, economia României, ce ai furat? Nu. Sau astea erau pentru alții? Nu, astea erau pentru alții. Pădurile României, economia României, băncile României. Vreau să vă spun în felul următor că am început să fur din magazine, câte o sticlă de băutură, un blug, un parfum, o haină, care ajungeam să le comercializez. Prima oară a fost, să spun, în ghilimele, un hobby. Faptul că vindeam lucrurile și poate pe weekend mergeam ce strângeam banii, pe weekend mergeam la discotecă să, eu știu ce, să ne dăm noi mari cum eram noi, dar noi nu e. Și până la urmă am ajuns să plec și prin țări străine, am început să facem jafuri constând în lucruri, intram în magazin la japcă, umpleam căruțul cu băuturi cele mai scumpe, îl umpleam și ieșeam pe unde intram. Au fost momente în viața mea când simțeam că nu mai pot. Simțeam că nu mai pot în sensul că știam că dacă vine ziua, mă duc direct în fundul iadului. Erau momente în viața mea, au fost momente în viața mea că am vrut să-mi pun și capăt zilelor.
am zis gata, nu mai suport, e o viață mizeră pentru mine, chiar nu mă mai suportam pe mine. Deci era o luptă interioară. Exact. Cu conștiința ta. Exact, da. Faptele tale se războiau cu sufletul tău, cu conștiința. Exact. Eu cred că Dumnezeu mă atingea în momentele acelea și cred din toată inima că era o luptă între viață și moarte. Și până la urmă se pare că a dovedit viața. Viața. Da. Da. Am început să intru în penitenciar. Am fost arestat în anul 2009, pentru prima dată 24 de ore în luna decembrie. Pe urmă m-au dat drumul, m-au iertat. Deja când mă duceam la poliție, eram ca la mine acasă. Îmi spuneau, se rugau și polițiștii de mine, îmi spuneau: domne, lasă-te de lucrul ăsta că nu-ți face bine. Dar dacă prinzi pe cineva, te prinde în faptă, îți dă în cap, te omoară, mai nu se știe niciodată. Am ajuns să nu mai ascult nici de părinți, plecam de acasă, părinții la un moment dat m-au dat afară din casă datorită faptului că am început să fur și din casă, am început să înjur, să fac urât cu părinții mei și m-au dat, n-au mai suportat. Și până la un moment dat m-au dat afară din casă, stăteam prin canale, am mâncat și din gunoaie, a fost un lucru, deci m-a dus diavolul de unde jos de tot. Unde m-am văzut eu sus acolo când furam și mă vedeam cu banii în buzunar, azi ai, mâine nu mai ai. Pentru că banii care îți veniți, să spun așa, nemunciți, adică banii care sunt nemunciți, se duc repede. Când muncești, banii sunt prețuiți altfel. Și am ajuns foarte, foarte jos. Am avut o prietenă prin 2012 care și aia m-a lăsat. Am plecat în Italia, am stat aproape un an de zile, am ajuns mai rău. După aia m-am întors din Italia. Mi-au furat în Italia, am furaseră buletinul, certificatul de naștere. M-am întors cum am putut și eu. Până la un moment dat, când am ajuns pe teritoriul statului austriac, în Austria, m-am înhăitat cu un fost vechi prieten de-al meu, ajungând să spargem câteva magazine. La o durată foarte scurtă am fost arestați. El a fost condamnat, din câte mi-aduc aminte, la o pedeapsă de 20 de luni. Mie mi-au dat 3 ani jumate, pentru că am tăinuit, n-am vrut să spun adevărul. Ei știau că eu știu mai mult decât trebuie și am zis nu știu nimic decât astea două magazine și zic restul nu știu nimic. A trecut să trec printr-o perioadă foarte grea în penitenciarele cele mai grele, să spun așa, din Austria. Polițiștii de acolo, gardienii, erau foarte rasiști cu românii, erau extrem, nu ne mai suportau, deci când auzea român, gata, nu mai... Cam care era procentul de români în penitenciarul din Austria? Un 70%. 70% români? 70%. Eram în cameră numai români. Deci în camera care eram eu, eram vreo 9 români, să spun așa. Da. 7, 8, 9 români, depinde cum erau. Erau foarte mulți. Păi și de ce nu vă suportau gardienii? Albanezi. Pentru că le dădeați și voi un loc de muncă. Adică voi erați subiectul muncii, așa, între da, dar nu lucram zâmbind, pentru trist. Da, nu lucram pentru outside, adică nu lucram în afara penitenciarului, lucram în interiorul penitenciarului, ceea ce vă dați seama că le dădea bătaie de cap și lor, că trebuia să vină la lucru, să ne păzească pe noi și așa mai departe. Dar într-un final am ieșit afară. Ce trist este în Austria, în penitenciar, 70% sau într-o cameră de 9 persoane, 9 să fie români. Da, numai români. Erau foarte, foarte multe, foarte multe persoane române, albaneze, ăștia erau sârbi, deci români, albanezi și sârbi erau cei mai mulți. Austrieci nu erau acolo în cameră? Erau și austrieci, dar foarte puțini, nu în masă, deci eram noi mai mulți români ca austrieci. Pentru că lor li se dă oportunitatea ca să facă terapie, să iasă în libertate, cum ar fi permisia. Da, da, da. Atunci a trebuit ca să ies la muncă, eu nefiind învățat. În România, cât am stat arestat, eu n-am lucrat, pentru că mai primeam oarecum, când și când, de la părinții mei câțiva bănuți.
Ce să spun, țigările erau scumpe, toate lucrurile erau scumpe, chiar dacă stăteai cu românii în cameră, nu-i convenea el să se ducă la lucru și tu să stai să fumezi sau să mănânci de pe spinarea lui. În schimb, vreau să spun că am cunoscut persoane care în interiorul penitenciarului vroiau să-L caute pe Dumnezeu. Asta era un lucru fascinant, dar când ieșeau afară, uitau complet de lucrul acesta, exact așa cum am făcut și eu. Timp de 3 ani de zile am intrat de mai multe ori, am fost prin penitenciarele, vorbesc în România, am fost prin penitenciarele din România, Timișoara, Arad, Craiova, Craiova fiind penitenciarul de minori și tineri, Timișoara și Arad fiind penitenciarele de maximă siguranță. Vreau să spun că au fost momente din viața mea când au fost foarte, foarte groaznice. Eu nu cred că este cineva care să fie în penitenciar și să nu plângă. Când întoarce capul pe partea cealaltă la perete, nu cred că nu plânge. Egal că nu ai familie, că nu ai prieteni, dar te simți cumva uitat de tot. Adică ești ca și mort. Ți-am zis, încercând să merg mai departe, am ajuns în Austria după o perioadă de 3 ani cât am executat în România. În Austria am făcut din 3 ani jumate doar 2. Dar am ieșit afară și vreau să spun că viața mea s-a schimbat în mai rău. Datorită faptului că am venit în țară, am stat o perioadă de 1 lună de zile, am plecat în Germania. Plecând în Germania, am avut niște prieteni acolo care am fost chemat de ei. Eu de regulă nu mă fumam sau mă drogam, nu beam, foarte puțin beam. Problema a fost că băutura nu prea mi-a plăcut. Am ajuns în loc de parfum să miros a băutură. Deci foarte groaznic. Am început să beau foarte mult. La noi în frigider nu mai era mâncare, era numai bere. Ieșeam afară, făceam scandal pe stradă, eram beț mereu, la lucru mergeam acmuri și vreau să spun că a intervenit un moment când eu nu mi-am dat seama lucrul ăsta și eram odată după o noapte de Bayram, să spun așa, după o noapte de Bayram, stând în pat, am deschis ochii și mă uitam pe geam și am auzit o voce în lăuntru meu așa care spunea: ce faci dacă de seară sau acum e sfârșitul lumii? Și vorbeam cu mine însumi, să spun așa, și am spus, zic, singurul lucru va fi că, zic, se vor face niște scări în jos care vor coborî și voi coborî direct pe ele. Zic, la un moment dat zic, a, cred că aberez. M-am ridicat, am plecat. După circa, să spun, o săptămână, două, a venit un prieten de-al prietenului meu, care și ei doi s-au cunoscut tot în penitenciar în Austria. Au venit și am plecat în altă parte. Plecând în altă parte, eu m-am împrietenit foarte mult cu băiatul acesta. Am mers în partea orașului Hanover, în Germania. El era, să spun așa, cu o femeie acolo, stătea în concubinaj cu ea. La un moment dat m-am săturat și de ei și ea, având niște bani, am zis să pun capăt prieteniei noastre și am sustras o sumă de bani de la el. Cu o seară înainte vorbisem de fapt cu o fostă prietenă de-a mea, prietenă amică, care și ea a fost foarte rău, adică se droga foarte mult, și când am văzut-o cu baticul în cap și cu fusta până în pământ, am zis, zic, te-ai pocăit, așa fiind relatarea mea, și am zis, te-ai pocăit, și a zis, slăvit să fie Domnul. 2 ani jumate am de când am început să pun capăt răutăților care le făceam. Și am spus, deci ai întrebat așa franc, direct. Franc, direct. Și zic, te-ai pocăit? Și am început să râdă și a zis, da. Dar zic, vreau și eu să merg acolo unde ai mers tu. Zic, cum a fost transformarea? Cum a fost schimbarea ta? Și atunci, văzând curiozitatea asta, seara, noi ne-am pus să bem.
De regulă, eu beam foarte mult, eu nu mai simțeam noțiunea alcoolului sau cât cantitatea, să spun așa, și nu mă mai îmbătam. Ei doi, spre exemplu, s-au îmbătat. Apoi, după aceea, vreau să zic că m-am dus, mi-am luat hainele, ea stătea în alt apartament, noi stăteam în altul. Și m-am dus, mi-am luat hainele așa pe ascuns. Și seara, ei, după ce au adormit, am sustras suma respectivă de bani. Dimineața, la ora 5, am plecat cu trenul spre München și vreau să spun că s-a întâmplat că am coborât lângă Stuttgart și acolo s-a schimbat viața mea. Acolo, ce s-a întâmplat? Mi-am cumpărat biletul de 13 euro și ceva, 14 euro cât era. Vorbisem cu prietenii mei la telefon, zic, o să vin, zic, așteptați-mă, că zic, nu mai vreau să stau cu prietenul ăsta care stau cu el și zic, plec și zic, vreau să vin înapoi la voi, zic, să facem iară bairamuri, iară lucruri mizere, să spun, care le pot numi acum. La un moment dat, pe peron, am întrebat un neamț. L-am întrebat, zic, când vine trenul? Și că întârzi vreo 5 sau 10 minute. M-am enervat foarte tare, am stins sigarea, am rupt biletul de tren, nu știu, acolo a fost o transformare. Adică am primit o palmă spirituală, de m-am întors la 180 de grade și m-am dus într-un părculeț vis-a-vis de gară și am sunat-o pe sora respectivă, care e soră în Domnul, și am zis, Bianca, vreau să vin să ne întâlnim, că eu îi promisesem, când iau salariu, mă duc la ea și atunci ca să pot să am bani de hotel, de un alta. Și s-a făcut ca să fie ziua de leafă și am zis, am luat salariu, bineînțeles mințind-o, am luat salariu, apoi am mers la ea și de la o rugăciune m-am întors la Dumnezeu. Adică a durat o rugăciune și când am ajuns acasă, am aruncat pachetul de țigări și am zis, zic eu, de azi nu mai fumez, zic eu, vreau să fiu copilul lui Iisus Hristos. Îi se nudau lacrimile aici așa și zicea, păi cum? Păi zic, nu mai vreau să fumez, zic, nu știu, am simțit o cercetare în mine, o schimbare completă care pe mine nu mă mai poate schimba nimeni. Și singurul lucru care îl pot spune și altora, Iisus schimbă vieți și azi. În schimb, am venit în țară, la o săptămână foarte scurt, am făcut și botezul, m-am botezat, mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut o perioadă foarte grea, pentru că prietenii mei, clar, mă criticau, a, te-ai pocăit, a, ești cum ești, și mereu veneau gânduri asupra mea să nu merg cu Biblia la braț, să nu fac unele lucruri care îi pot determina pe unii să râdă de mine. Și am citit acolo că scrie în cuvântul lui Dumnezeu, cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de ei. Și atunci am zis, nu am cum să mă rușinez, că El mi-a salvat viața, eu puteam să fiu mort. Am avut și câteva întâmplări neplăcute în viața mea. În anul 2005, pe 2006, la un revelion, mi-a bubuit o petardă în gură și timp de circa un minut, să spun așa, nu am mai văzut deloc. Și acum, fiind în momentul de față, de când m-am pocăit, Dumnezeu mi-a arătat și mi-a spus să știi că eu ți-am dat vedere atunci când nu ai avut-o. Și atunci am știut că numai El, că alții am văzut la televizor dintr-o petardă foarte mică, au orbit. Gândește-te că petarda era foarte mare, era proiectil, să spun așa. Și vreau să spun, atunci am văzut mâna lui Dumnezeu. Când am ieșit din penitenciar, din Craiova, de la minori și tineri, picioarele mele au fost pline de furunguri. Vreau să spun că era o viață mizeră. Era o viață mizeră. Când m-am dus vineri, mi-a zis asistenta de la UPU, de la Spitalul Județean Reșița, mi-a spus, și că băiatule, dacă veneai luni, poate veneai prin spate. Și atunci am înțeles, păi zic, Doamne, de ce? Puteai să faci o septicemie, să nu te mai scape nici pământul galben. Și am zis, Doamne, zic, aici numai mâna Ta a fost. Și de atâtea ori Dumnezeu și-a întors față de mine. Și de multe ori... Cum descrii dragostea și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu față de tine?
Să știi că m-am pus să scriu o carte acum și am spus, m-am gândit să-i pun numele Așteptat, dar de fapt îndelung răbdător, dar așteptat. Ceva în genul m-am gândit să-i pun numele cărții. Dragostea o descriu... Îndelunga răbdare, dragostea lui Dumnezeu este foarte mare, nemărginită. Pentru că am văzut de atâtea ori, deci din anul 2009 până în 2017, când am făcut schimbarea, când Dumnezeu a făcut schimbarea, că vreau să spun și să o repet și pentru ceilalți, nu noi venim, ci El ne alege. El e acela care are dragoste și are îndelungă răbdare. Nu știu, da. O văd o nemărginire pentru El. Adică El are o nemărginită îndelungă răbdare, să spun așa, o infinită răbdare cu noi. Ce sfat ai la final pentru cei care cochetează cu aceste bucurii, între ghilimele, false, înșelătoare ale vieții? Ce aș putea să le spun celor care încă sunt așa cum am fost eu? Poate am reușit să spun mărturia mea în... Și greu să scape de acolo. Da. Poate am reușit să spun în mare mărturia mea, dar vreau să vă spun că mai sunt și alte lucruri întunecoase care poate diavolul să te ducă. Eu aș da un sfat. Atunci când inima te îndeamnă să faci un lucru bun, eu cred că atunci e... Ascultă. Să-l asculți, exact, da. Adică dacă inima te îndeamnă, orice, eu sunt de un principiu. Dacă un gând bun îți vine în minte, înseamnă că este de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu o să ne învețe niciodată de rău, o să ne învețe numai de bine. Te-aș ruga la final să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care poate s-au confruntat cu droguri, cu alcool, cu furturi, la un nivel sau la altul, și cărora conștiința le strigă și îi atenționează, nu este bine, dar care nu și-au pus niciodată problema că ar trebui să se împace cu Dumnezeu, să-și ceară iertare. Tu ai suferit și justiția umană, dar să-și ceară iertare în primul rând de la Dumnezeu. Să înălțăm o rugăciune. Doamne Tată, venim înaintea Ta, Doamne, și toți aceia, Doamne Dumnezeule, care sunt cum am fost și eu, Doamne, Te rog, Tată din ceruri, Te rog să le schimbi viața lor, trăirea lor, Doamne. Tată din ceruri, venim înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, toți care sunt cuprinși de droguri, de alcool, Doamne, de țigară, Tată din ceruri. Te rog în numele Tău și numele Fiului Tău, Iisus Hristos, să îi eliberezi, Doamne, să lași eliberare de plină peste ei, Doamne. Eu știu, Doamne Dumnezeule, și eu voi fi o mărturie vie pentru fiecare, Doamne. Te rog frumos, Doamne, să atingi inimile fiecăruia, Doamne, cu mărturia mea, Doamne. Doamne, să nu fie o laudă spre mine, să fie o laudă spre Tine, că Tu ai lucrat, Doamne, și Tu încă mai schimbi vieți, Doamne. Te rog frumos, Tată din ceruri, lucrează în dreptul fiecăruia, Doamne, și atinge-le inima lor, Doamne, să simtă, Doamne Dumnezeule, dragostea și îndelunga Ta răbdare. Amin. Amin, mulțumim frumos. Daniel Vădu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, indiferent unde te-ai afla. Dumnezeu te iubește și poate să te ridice de acolo și să te elibereze, cu condiția să vrei și tu. Dumnezeu să te binecuvânteze!